Seara bună, bună ziua! Pentru că v-am obișnuit oarecum cu elementele de noutate, astăzi o să vă facem câteva precizări privind metodologia organizării și desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Managementul Educațional. Adică, într-o traducere, un cadru didactic care face parte din sistemul de învățământ preuniversitar poate să ocupe o funcție de conducere numai dacă face parte din Corpul Național de Experți în Managementul Educațional. Ce trebuie să știți dumneavoastră este că această calitate de membru al Corpului Național de Experți în Managementul Educațional se dobândește prin înscrierea în Registrul Național al Experților în Managementul Educațional. Înscriere care poate fi făcută în urma promovării unui concurs de selecție, organizat în conformitate cu anumită metodologie. Deci trebuie să fii înscris în registru ca să faci parte din acest corp al experților și lucrul acesta se realizează printr-o selecție care se face printr-un concurs. Pot participa la acest concurs de selecție toate cadrele didactice care îndeplinesc câteva condiții cumulativ și anume cadru didactic care face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate în formare în domeniul managementului educațional. Cadrele didactice care sunt titulare într-un institut de învățământ preuniversitar și care au cel puțin gradul didactic 2. Cadrele didactice care în ultimii 4 ani de zile au obținut calificativul foarte bine și nu a fost sancționat disciplinar în anul curent, în anul școlar curent. Cadrele didactice care nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau îndrumare și control din învățământ, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, de condamnare penală. Și în sfârșit, cadrele didactice care nu au fost incluse conform metodologiei despre care vă vorbeam în Registrul Național al Experților în Managementul Educațional. Deci o condiție este includerea în registrul despre care vă pomeneam. Și acum câteva cuvinte despre procedura de selecție a membrilor Corpului Național de Experți în Managementul Educațional. Toți candidații trebuie să aibă un portofoliu care va fi evaluat pe baza unei fișe de evaluare și care trebuie să respecte următoarele criterii generale. Absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educațional. Experiență managerială. Performanțe deosebite în inovarea didactică și managerială. Și în sfârșit, participare la proiecte. Acest concurs de selecție este organizat în conformitate cu un calendar elaborat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și are câteva etape. Prima etapă a început în 27 februarie și ține până în 5 martie, este etapa în care se completează un formular de selecție online în aplicația informatică dedicată acestui scop. În 6 martie se afișează listele cuprinzând candidații admiși la această etapă de înscriere de selecție online. Apoi se depune un dosar cu documente care sunt prevăzute în această metodologie de către candidații care au fost declarat admiși după etapa de selecție online. Și această depunere a dosarului se face în perioada 7-12 martie. După care, portofoliile
sunt evaluate de către inspectoratele școlare în perioada 15-28 martie. Cu 15 zile înainte de această perioadă de evaluare, la inspectoratele școlare trebuie să fie afișat un calendar al înscrierilor. De asemenea, deci program orar al înscrierilor, metodologia de concurs și modelele de documente pe care trebuie să le aibă candidații pentru a se înscrie. O altă etapă este afișarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor. Este prevăzută pentru 29 martie. O altă etapă, întocmirea de către inspectoratele școlare a listelor cuprinzând candidații propuși pentru a deveni membri în Corpul Național de Experți, 12-13 aprilie și, în sfârșit, în 20 aprilie, Ministerul Educației, mai exact prin ordin de ministru al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, sunt înscriși candidații care au promovat concursul de selecție în Registrul Național al Experților. Acestea sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă toți aceia care vor să se înscrie în acest registru și care este condiție obligatorie pentru a ocupa o funcție managerială în învățământul preuniversitar. Un amănunt care trebuie să îl aveți în vedere și trebuie să-l aibă toată lumea în vedere, că este promovat candidatul care, potrivit fișei de evaluare despre care vă pomeneam, întrunește cel puțin 70 de puncte din 100 posibile. Cu 70 de puncte ești promovat, cu 69 nu poți fi înscris în registru. Deci până la data de 1, noi vom comunica pe site-ul Inspectoratului Școlar și vom afișa, așa cum spuneam, metodologia, programarea pentru înscriere la Inspectoratul Școlar și în același timp toate documentele, formularele necesare pentru întocmirea dosarului, a portofoliului. Cam atât în legătură cu această metodologie, care este un element de noutate și vreau să vă spun că în această perioadă ați văzut aproape că în fiecare săptămână, pentru fiecare conferință de presă, avem o nouă metodologie. Am avut înscrierea în clasa pregătitoare și în clasa 1 pentru 2012, am avut metodologia privind învățământul profesional și iată astăzi această metodologie pentru organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Managementul Educațional. Pentru că este un subiect de foarte mare interes, vreau să vă spun că în ceea ce privește înscrierea în clasa pregătitoare și respectiv clasa 1, pentru 2012-2013. Ne aflăm în continuare și astăzi, și mâine va fi ultima zi, în perioada de evaluare psihosomatică, acolo unde părinții ne solicită acest lucru și v-am spus care sunt cazurile pentru care se poate face evaluare psihosomatică la cererea părinților. Până la această dată am avut și s-au făcut evaluări, deci am avut cereri pentru evaluări și au fost făcute 352 de cazuri. În cele 352 de cazuri, recomandările au fost în felul următor. 266 pentru clasa pregătitoare, 64 pentru clasa 1 și 22 de cazuri pentru grupa mare.